O altă dronă a fost depistată pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit poliției, în jurul orei 11:20, un cetățean a sesizat oamenii legii despre un obiect zburător găsit la sol în perimetrul Port Mall și Arena Chișinău. La fața locului s-au deplasat experții secției tehnico-explozivă a Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare al IGP pentru examinarea complexă a obiectului de zbor. Deocamdată nu este clar despre ce fel de dronă este vorba. Acesta nu este primul caz în care resturi ale unor aparate de zbor sunt depistate pe teritoriul Republicii Moldova. Două drone au fost identificate acum câteva zile, una în raionul Căușeni, iar cealaltă la Rășcani. Alte două rachete ar fi survolat spațiul aerian al țării în dimineața zilei de 17 noiembrie la Edineț. Oamenii legii îndeamnă cetățenii care identifică dispozitive suspecte căzute la sol să nu se apropie de ele și să nu le atingă, dar să anunțe imediat poliția.